Noua perlă de la FCSB, Miculescu a semnat astăzi și a primit și porecla, noul Lewandowski. El este prieten din copilărie cu Tavi Popescu. FCSB l-a prezentat și pe atacantul de la Mioveni, Rusu. Cu ei, FCSB atacă Europa. Bătălia cu slovacii de la Dunăreasca Streda este miercuri de la 21:30 în direct la Antena 1. Să dea Domnul să fiți titulari, miercuri ne calificăm și să fiți titulari până la atunci bătrâneți. Adus de la UTA, Miculescu a ajuns cu noaptea în cap la București. Este o echipă puternică și chiar mi s-a îndeplinit visul. E mic, ai avut vreun idol la FCSB, la Steaua? La Steaua n-am avut, sincer să vă zic, l-am avut doar pe Gheorghe Hagi. De la aeroport, omul de 1,7 milioane a ajuns direct la palat și a semnat cu FCSB. Am dat 700, am dat 900, am dat 1.200.000, nu au vrut. Ce a plătit clauza, 1.700.000, o să fie gen ăsta, Lewandowski. Imediat după Miculescu, la palat a ajuns și atacantul Bogdan Rusu. El a venit cu toată familia. Hai să începem cu David, că e mai important, mai lovitură, mai... Are o clauză de 50 de milioane. Lui Miculescu, Becali i-a făcut contract pe 5 ani. L-am luat să-l vând peste 2 ani. Pe Rusul l-a luat duminică, la pauza meciului cu Craiova. Mi-a scris domnul Stoica. Și a scris, vezi câte sună Gigi. N-aveam atacant. Am luat 2 atacanți. Ce famărie ca romul amar. O să vedeți voi cine va vedeta anului. Uitați-vă. Rusul e mult mai ieftin ca Miculescu, iar prețul diferă în funcție de ce reușește FCSB în Europa. Bă, vă dau 100? Dacă ne calificăm mai departe și ne calificăm, mai vă dau 100 și în Dubai mai departe în grupe, mai vă dau 50.